să nu mai zic acum. De unde ești? Ce faci? Eu sunt, sunt din Ploiești și am, te-am urmărit vreo două episoade. Eram, eu am participat la Casa Mireasa, știi? Și ne puneau... Și ne puneau videoclipuri cu voi. A fost în sezonul ăsta al tău, cu tine a fost un cuplu care a fost, a participat la Casa Mireasa. Da, Ana Maria cu Marius. Da, 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 da. Da, știu. Tu ce faci, cum e, după ce ieși din casă? De pe insulă. Da, așa, de pe insulă, da, mă rog. La fel, adică nu văd că mi-au, nu știu, sunt același om, nu am nicio, nu văd nicio schimbare eu personal în ceea ce mă privește. Dar tu ai mai participat la emisiunea asta, că eu nu m-am, n-am urmărit deloc. Nu, e primul sezon la insulă, am fost la Puterea Dragostei acum vreo 3 ani, cred. Oho, oho. Da. Fain. Și tu de unde ești, Zefer? Din Timișoara, dar stau în București. Ești cu treabă ceva pe aici? Sunt de vreo 2 ani jumate, 3? Da, am venit cu treabă, cu treabă, îți dai seama. Da, nu știu. Și am rămas aici. A, vrut să, am stat și prin Clujul câteva luni, gen mai de mult. Îmi place așa să mai schimb locurile. Da, frate, doar da, serios. Așa o să fac. 4 trandafiri avem și noi? Noi avem 4 trandafiri, fetelor. Și tu cum a fost la, la mine asta? Ai ieșit căsătorit? Ai căsătorit? Da, acolo? Da, da, sunt căsătorit, gata. Mi-am găsit și jumătate de acolo. Loredana, auziți, fetelor, nu-i mai dați, eu sunt singur. Maghiera încă unul, băi, unul. Nu cred, frate. Gata. E și sezonul următor, să știu dacă mă duc la insulă, să știu. Acum am venit, m-am găsătorit și să particip și la insulă, că cuplu, să vedem și acolo cum merge. Mergeți, dacă vreți să vă testați. Da, mare testare. Bă, vezi că chiar e, adică... Hai acum câte ori 20 secunde, ai ceva acum pe ori 2 ăsta. Georgi-Joe, mersi Georgi-Joe! Mi-a rămas cu chema, nu știu, o să vedeți, eu știți că fac Caterin, că sunt autoironic, foarte, am un grad așa de ironie foarte ridicat. Nu vă luați, bă, ce spun eu, că oricum nu vă luați și voi interpretați orice, așa că o să trească să vă urmăriți. Mai este, deci că doar o săptămână, săptămâna viitoare o să fie joi, vineri și duminică și după aia promit că o să vă spun absolut orice, știți că sunt sincer și transparent. Ai multe lucruri de spus? Da. Ce să termin emisiunea? Păi se pare că mi-a scris cineva prin chat pe aici, sunt foarte informați oamenii, și că ar fi weekendul care vine. Joi, vineri. Mersi, George. Te salut, Ionuț. Ce faci, voi? Ca ai spite șmecher pe insulă, nu? Sau ți se pare dificil? Băi, nu, este și dificil, este, într-adevăr, dar pentru mine experiența a fost o experiență plăcută, sper, mișto. Categoric e mult mai grea postura de concurent, pentru că tu vii într-o relație acolo și te gândești ce face partenerul sau partenera ta. Și atunci ai o povară în plus, știi, nu poți să te desfășori exact așa cum ți-ai dori să o faci. Corect. Dar ca ispită... N-ai nicio treabă, știi, n-ai un stres în plus pe partea asta emoțională. Sau, cine știe, poate mai sunt și ispite care sunt urlați și au lăsat iubitele sau iubiții acasă și au venit și atunci nu știu dacă te poți desfășura chiar în totalitate, dar... Stamat, ce vrei să mă întreb mai exact? Nu înțeleg, fii atent. Telefonul nu avea voie nimeni. Ce vrei să mă întreb exact, Stamat, Elena? Băi, da, Ema chiar e o persoană dificilă și cred că ați văzut și voi asta. E bipolară, e... nu știe ce vrea. Punem întrebările și te las după dacă e ca să fie fair. Băi, ți-am pus întrebările, ți-am pus. A, mi-a pus, ok. Da. Salut, mai auzi pe aici. Mersi, salut. Stamat, Elena, ce vrei să mă întreb mai exact? Că nu... Nu înțeleg.
Eu nu înțeleg întrebarea, pune-mi altfel întrebarea, fii atent să te întreb și nu dau nume, ce ți-a trebuit să intri unde nu trebuie? Că am intrat pe live-ul lui Antonio atunci? Și ce? Da, am intrat pe live-ul lui Antonio când e... Ieri, parcă, nu? Nu, alaltă ieri. Și dacă am intrat pe live, care e problema? Mă ascund de el, fug de el, care e problema? Nu, chiar am intrat, am fost că am vrut să lămbăr niște lucruri, să înțeleg niște chestii. Nu e fake. Bună! Bună! Bune. Ce spune? În cât timp? Mama. Și bine de tot? Mama. Sunt de la noi acasă, da. Ce să fac? Am strâns de pe aici lucruri și le-am împachetat și le-am... A fost un mic spoiler aia cu cutiile. Ușor, ușor decolăm. Bună seara, bună seara. Nu putem să spunem data încă. Curând. Lasă-te să știți că e curând. Ce fac tu ai? De copil ascultător. Da, mesajul. Am intrat cu un concurent la Insula Iubirii. Și ce ți-a zis? Cu ce concurent? Că ne așteaptă. A zis că vrea să te testeze. Pe mine? Da. Mulțumesc frumos. Foarte bine că sunt tupist. Păi o să mai facem și live-uri de acolo, dar mai așa des, probabil. Să încercăm cât mai des să... facem, să ținem legătura cu voi, dar o să fim și la muncă și cu până ne pregătim cu toate pe acasă. Plecăm doar noi doi, ei mei o să... Tata e deja acolo, mai prima o să vină mai târziu, după o lună. Sunteți faine împreună, dar Dani e uitați pe Maria, da. De ce? De ce? Sunt foarte invidioasă. Ajutați-mă, vă rog. Bună! Mulțumesc. Mamă, ia vezi și pe grup ce se întâmplă, că eu știu ce postează acolo. Ei, cred că iar ai vorbit tu. Ce? Ia, sunt curios. Iar s-au turat? Dar de-i în spate. Ce, dar nu vorbi. Ia. Camelia. Camelia Vasiu, dragilor, ne poartă de grijă și comentează orice postăm. Ca să știți, să dați un pic de report acolo la Camelia Vasiu. Ea ne caută de... Ne pupă în cur. Doamne ferește. Doamne, orice postăm, femeia asta postează pe grup. Deci, că postăm că plecăm e o problemă, că postăm că nu facem nimic e o problemă, că nu postăm, deci că stăm pe TikTok e o problemă. Acum a zis că păzea că se mută dănuț în Germania și au vorbit câinii că... Eu cred că femeile astea ne blesteamă, știți? Da, ceva. Doamne, ajută să ne mergem, bine că mergem la biserică, că te-o duceam rău cu... Mulțumesc, Cosmina. Vrăjitoarele astea.
treceți peste, există viață. Salut, Alex, salut, ce-ți fac? Ne pregătesc să plec și în Germania. Deci dacă stăm degeaba pe TikTok, e o problemă de la muncă. Acum că ne-am împachetat lucrurile, plecăm în Germania, păzea că pleacă în Germania. Stă după fundul nostru în continuu. Nu pot să înțeleg. Iala. Dar și tu le dai importanță, știi, de aia. Dacă le dai... Noroc că le dau eu valoare, Calver. Dacă n-ai mai vorbit de ele, poate s-ar... Trebuie să vorbesc despre ele, că urmează următorul sezon și iarăși bat joc de oameni. Măcar să fii măcar ultimii noi oameni care și-a bătut. Să nu-și mai bată joc, să-ți bată joc de alții. Are conști de Ana. Salut, Dorin, învingătorii! Nu contează că nu ne plac. Păcat de oamenii care chiar ne-au susținut din salut, Claudiu. Și sunt orbite de femeile astea care fac ce fac. Că noi practic n-am avut... Ba chiar să vorbiți, nu merită să fiți la specific. Noi practic nu avem absolut nimic cu susținătorii care chiar ne-au susținut. E strict de... o femeie anume și acum văd că s-a alăturat și a doua, dar strig de ele. Restul s-au simțit și s-au atacat singure, dar fie. Hai să nu o discutăm. Doi falși. Am fost fals cu falsitate. Mâine să vezi la biserică. Mergem. Da, e sărbătoare mare acum. Mulțumim, Madalina. Intru cu rechinul. Ia, intrăm cu rechinul. Că rechinul, chiar dacă e unde e, e băiat fain. N-a plecat încă. Nu mi-a acceptat rechinul, bă, băiatule, bă. Da. Da, ne dăm un barcă, vin. Dacă mă lasă nevastă, mă să plec, ies afară. Dar momentan stau. Păi vedem unde să lucrez, unde să fie mai bine. O să lucrez peste o săptămână. Și... eu nu sunt tristă. Chiar nu sunt. NATO, o să-l vezi în NATO. La FBI vreau să... I love you. Iuga Denis, hai să încercăm să ne batem cu Iuga Denis. Locuri de muncă avem, am totul pregătit. Știu că aș fi fost bun la o emisie de comedie, dar mie nu-mi vin bancurile așa să stau să le gândesc. Eu sunt mai mult de moment. E gen printr-o conversație și atunci. Și trebuie să prind, să am flair, să am atunci, să fie pe moment, să mă ia valul pe moment. Că așa gen să le gândesc, să le calculez, nu ies așa bine comediile. Eu am făcut ASEU, dar nu l-am terminat. Și tu ce facultate ai făcut? Eu am făcut International Business. La fel. Dar n-ai terminat, da. Și am să o apuc iar și nu mă mai apuc. Dar mi-ar place să îmi găsesc ceva în curs. Dar o să mă uit. Am văzut că acum, în ziua de astăzi, se merge foarte mult pe IT. Da, zic. Măcar eu mă afișez fața, tu te ascunzi după un profil fals, fără poză. Te-ai seama ce urâtă e ea? Doamne, fie, nu vreau să imaginez. Ce să facem? Nu trebuie să știi limba germană ca să lucrezi.
Ai început o facultate și nu știi să scrii corect? Da, a scris corect mereu, adică... Și mai ales când a fost, dacă te-ai uitat la emisiune, i-a scris atunci la primărie toate detaliile care sunt nevoie. Pentru cineva care nu a făcut școală în România, care nu a trăit niciodată în România, mă descurc destul de bine, sincer. Stai să-i explici de pompa gică care nici română nu știe. Se chinuie și cu română să vorbească și tu știi trei limbi, corect. Da. Și el, pompa gică, se chinuie să zică mama. Se bălbuie când zice mama. Hai să explicați la frustrații. Mulțumesc frumos. Trebuie să joc pe-am văzut. Haideți cu tap-tap, fetelor! Andra, deci fii aici undeva în stânga jos e o steluță și te apeși pe steluța aia și acolo te poți abona dacă vrei să te abonezi. Și cine vrea să se aboneze, apăsați aici pe steluță. La tine e jos? Păi eu știu că am undeva în stânga jos e steluță, acolo am. Păi deasupra, ia uite-o. La tine noi? Nu, la mine e jos din câte știu eu. Și pe cine am mai îndrumat să se aboneze, știu că tot acolo. Tot acolo. Da, uite, la mine e jos. Cine vrea să aboneze, abonați-vă. La băieți e jos. Este și jos și sus, o să crezi că da, nu știu, la mine știu că e jos, habar n-am. Haideți cu tap-tap, haideți. Ne mai trebuie 40. Mamă în guriță. Da, trebuie să stăm un meci întreg cu apă în guriță. Haideți, fetelor, haideți să vă batem pe una. Ultima dată am rămas ca un dator, ne-a bătut data trecută. Se mai întâmplă. Faci poze? Da. Bună, Valentina! Bună, Valentina! Familia Valentina! Vine și Dominica acum, gata, pam, pam, amândoi. Haide să nu luăm bătaie de la Nona, Hai tu, tata, mulți pe distribuire. Da, uite, și pe distribuire, să stăm și pe distribuire. Furăm experiență de la Nona, furăm experiență, care știe mai bine. De ce eu știu mai bine? Din TikTok sunt de mai mult timp, dar așa live nu am făcut cine știe ce. Am făcut mai mult live acum, adică n-am ieșit din casă, mireas. Am înțeles. N-avem provocare de viteză? Nu-ți faci nimeni provocare de viteză? Poți să o dăie. Hai toți cu tap-tap. Că dacă nu stăm cu apă în gură. Haideți să câștigăm. Să punem, avem provocarea de viteză. Bună seara celor care intrați aici. 7 trandafiri, ne trebuie 7 trandafiri. 7 trandafiri. Haideți, 7 trandafiri. Haideți, fetelor, 7 trandafiri. Mersi Adriana, mersi Giorgio, Valentina, bravo. Încă 2 trandafiri de la 2 persoane diferite. Încă 2 trandafiri de la 2 persoane diferite. Haideți, încă 2 persoane diferite. Încă o persoană diferită în trandafiri. Bun. Valentina, mulțumesc, Matea, mulțumesc. De acum la ori 2. Avem 50 minute de ori 2, haideți. 50 de secunde, omule. Și ce am zis? Minute. N-am zis un minut? Nu, 50 de minute ai spus. Haideți acum. Mamă, și scoateți balena. Mersi, Adriana, mersi.
Haideți acum, și avem și Mănușa și Ordoi. Avem și Mănușa și Ordoi. Haideți. Haideți că nu o prindem, trebuie să o prindem din urmă. Haideți, Petru, mersi. Haideți. Bun. Hai, suntem aproape. Bun. Suntem aproape, dar un pic departe. Da. Suntem acolo. Tap, hai să depășim pe Nona, Nu mai de să depășim pe Nona. Diana, mulțumesc frumos pentru Mănușă. Avem vreun snipe pe final? Avem ceva? N-avem nimic. Bun. Mulțumesc frumos, fetele. Soredana, Diana, Nadia, mulțumesc frumos, Valentina, Emilia, Mateo, mulțumesc, Madalina, vă pup. Mulțumesc, fetelor, merge și așa, e ok. Ce? Pe ce jucăm acum? Cu paharele. Iar mă pui să stau cu paharele așa. Hai, jucăm așa, hai. Da, pahar, nu... Da, pahar, nu cană de aia așa, pahar. Și le-am maxim așa. Dar ți-am folosit și atât așa. Nu trebuie, fac de acolo. Și cu tine, că mâine nici n-o să pot să pun. Acum ce ajuns, da? Nu, acum începe meciul, da? Cu apă în două pare. Bine. Ha. Succes mie. Mai puțin ție. O să zic ce-mi dorești mie, îți dorești și eu ții, da? Păi zic că-s mai mari. Hai cu tap-tapuri, munci și distribuiri. Dar de ce te-ai înrușit? Ai fost la soare, la mare, unii? Aha, ok. Da. Dar pe el răspunde, că nu nimic. Unii fost la Constanța? În afară? Unii aici? La tine acasă? La piscină? A, nu la mare. Ai putea putea pur mulți. Într-o baltă ai fost? Cu pietre sau fără pietre? Aha. Scupa, tinghite apar, sunt. Întreabă, a primit bani Diana? Nu. De să-mi dai salariu, că vorbesc că nu te uși. Mulțumesc frumos. Știi ce să facem noi următorul meci?
Să jucăm la provocarea cățeluș cu părucheț cu apă în gură. E cam, dar de fapt nu e ok. E așa. Ai mie să râd și aduc aminte de cățeluș cu părucheț cu apă în gură. Avem X2 oameni buni. Loredana, mulțumesc, iubita. La voi se aude muzica bine? Nu-i tare? Bun. Avem X2, haideți să-l batem. De fapt, stăm cu paharele, așa. E bronzat. Joc e grații Emilie. Emilia, mersi. Salut, Dorin. A, mai ai apă în gură? Scumpii mei. Dar el arată-ne apa. Încercare din unare. Eu zic deja de în clocot în gur la tine acolo. Eric, dacă vomiți, ieși de aici, nu trebuie să stai. Să-i dăm un pic de lămâie. Mergem unde mâine? Ce-ai făcut? Te tăiat? Dacă ești Rambo. Ia și mi-e două pare cu apă tără. De ce? Trebuie să fac provocare. Ce? Două pare. Ok. Sau de credești. Italia. Și următorul, pe ce jucăm? Cățeluș cu părcăț cu apă în gură. Eu nu am putere, dar hai, fac și pe ăsta. Pune apă. Așa aici fac. Mirea, la mine unde le trebuie să fie? Au una și... O săptămână, dacă nu mă înșel, o să crescut, e rău, dar nu mă duc. Când mă duc acasă, îmi fac la aile. Cățeluș cu părul creț? Merge! Așa, oricum părul merge. Ia nu încearcă, ia un pic de apă și încearcă. Ia, lasă! Mă chinui atunci, lasă! Dar stai să-mi aducă paharele, stai să-mi aducă paharele de apă. Gata, hai! Hai, ia-l! Ia-o, de apă! Nu se resește de din? Stai că eu stau bine. Scapi așa. Pe echilibrist că stau bine. Mersi, Olaru! Hai, pe cât tap-tapă. N-am ce spui apa în... În fișeamă. Poate câștigă și noi de data asta, fetelor. Cățeluș cu părul creț. Uite cum, unde rața din coteț, trebuie să fie apă în gură. Deci, cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț și se jucă în ofru și l-am prins cu rața în gură, atâta, da? Da, ia uitați-vă la el cât o atâta. E mai mult de atâta?
Nu, e atâta. Hai toți cu tap-tapul și distribuim. S-a început ploaia? Să vedem cum spune și că să nu știu părfel și putem să-l ducem. Are fi cu ăsta. Asta e ultimul meci, dar poate câștig pe ăsta eu. Mersi, Zina! Poate ne concentrăm bine. Ia, le și ciocnesc. Da, haideți acum la... Hai să facem obiectivul. 4 trandafiri. Am o musculiță, ia musculița de astea. Gata. La corus mai multe provocări. Eu zic că era tare faen dacă stăteai cu apă în gură și încă și cu arle în mână. Da, și două și un castron de apă în cap. Patru trandafiri. Mai trebuie unul. Gata, bun, l-am făcut. Ah, ce bine stai pe fructe. Haideți acum la ori 2 să-l câștigăm, măcar pe ăsta să-l câștigăm. Hai să batem pe ăla. Haideți acum la ori 2. Acum cât e ori 2? Poți să rogi pe soția ta să-ți dai în gură, cât mâinile ți sunt ocupate, poftim serviți. Are mori, ce poftă de așa de mori. Mersi, Ionaru, mersi. Haideți acum cât e ori 2. Acum contează cât e ori 2. Să mergem un pic în față, să câștigăm meciul ăsta. Mamă, haideți acum cât e ori 2, fetelor. Nu câștigăm deloc. Nu putem să câștigăm deloc. Mersi, Olaru. Avem putere, mersi. Încă o dată, Olaru, încă o dată să fim peste. Încă o dată să fim peste. Încă cât e ori 2, 4, 3, 2, 1, încă o dată. Tot ești în fața mea. Eu sper să rămân, că nu ne-am face provocare. Să câștig și eu de data asta, da, bine? Eu sper să câștig. Mersi, Olaru, mersi. Hai de acolo, suntem aproape. Hai să nu prindem vreun snipe de la ură de la ea, să câștigăm și noi odată. Și acum mănâncă și murele alea și ar fi bine să se clătească cu apă pe când zic când cățuși cu părucăț. Mersi, Emilia. Tot e în față. Voi m-ați văzut cum fac provocarea asta, că ți-a luat părpreț cu apă. Poate n-au văzut tot, dar oamenii mei n-au văzut cum faci provocarea asta. Vrem să vedem și noi. La mine iar vreau să vad de la tine. Lasă, că la mine deja e a doua provocare la mine. Hai să câștig și eu de data asta. Așa e frumos, așa e corect, nu? Adevărat? Să câștig și eu odată, zic și eu. Mersi, Iris. Dați follow la doamna Olaru, că seara asta am prins viteză. Hai. Doamna Olaru, fiți atentă pe final la un snipe. Înaintea noastră. Că ne păcălește nona și nu ne lasă nona. Uite, se duce iar în fața noastră. Nu lăsați să câștige iar. Haideți, fetelor, pe final să nu câștige. Doamna Emilia, mulțumesc frumos, Cristian. Nu o lăsați să câștige, nu vreau să fac și eu provocarea asta. Haideți să vedem pe ea cum face provocarea asta, mai avem 15 secunde, hai să-mi batem pe nona. Mersi, Olaru! Haide că tot e în față. Mulțumesc, cu pică. Ceva mare. Mă, ne trebuie să ai și n-aveți să luăm bătaie. Nu cred, ce bătaie mi-a luat iar. Băi, vezi, fetele mele. Ce bătaie, și fetele tale vor să râdă de mine. Deci trebuie să pună puțin apă în gură, da, și să zic că ți-o porucăț. Te duci la baie. Te duci la baie cu gura plină, zici că ți-o porucăț. Dar te duci deasupra la... Cum se numește? La chiuvetă. Ce zic? Mă pui să mă și duc la baie. Mă duc în bucătărie.
Lore, doamna Diana, Emilia, Crisu, mulțumesc frumos, Nejoana, Mica, mulțumesc. Sesti Donaru, vă mulțumesc. Păi și cum de-aia cum să zic că nu iese? Păi și cum să zic dacă nu iese? Ha? E dacă nu iese, cum să zic dacă nu iese? Cum mă fac pe asta? Zici și mie, cum poți să faci dacă nu iese cuvântul prin apă? Cum poți să fac? Trebuie să încerci mai multe ori ca să se primească. Da, unde nu iese cuvântul. Că e lucru paru că fură ca să din coșe și se fură că rură și l-am plăcut la angurul. Bun, măi, ai spus-o repede. Păi știi, băi, să mai știu să și plâng, ce zic mai fac? Ai făcut-o repede. Știi, băi, să fac încet. Acum mai duci cu altcineva că iau bătaie. Mai târziu dacă te prind când sunt și eu mai încărcat. Jucă mai târziu. Doamne ajută. Mersi de joacă, Nona. De asemenea, o seară frumoasă vouă. Seară frumoasă, pa, pa. Pa, pa. Fac. Mamă, iau. Deci aici de mesaje sau... Credeam că o să câștigăm, dar oricum, mersi frumos, Madalina, mersi frumos. Te-am dat follow, mersi mult. Apreciez, eram aproape să câștigăm, dar are putere mare și nou e cam greu să o batem. Am mai bătut o altă dată, au fost zile mai bune. A venit și rândul meu acum. Probabil în seara asta eu să încerc care ia bătaie. Asta e, o zi pierd, o câștig, n-are nimic. Chris, n-am văzut și păcat, ce tu înțelegi? Era, îl găsisem de la fângi, dai să vedem dacă vrea să intre. Din băieții ăsta spune că simt. Da, dar să fac provocări, adică nu că... Nu există, la noi ce facem, zicem să... Hai să vedem acum aia, hai așa. Ne-am dat noi... Nona! Jucăm cu ei, Nona? Nu! Hai să jucăm! Să văd eu când joc cu dânsă! Dar facem provocările, facem provocări amuzante! Fuck, Ian, să-mi te rog frumos, ce provocări amuzante poți să ai tu? Ia, ce provocări? Păi cunoscute! Păi dacă-s moldoveancă! Și jos că joc și eu. Marek, dar până la urmă, nu știu, tu îngroși și eu, dar ne-i precunoscute. Asta-i soare, nefante, te-ai uitat? Eu nu, bă, cum să jucăm? Nu joc eu cu voi, că aveți provocări din astea nebune. Dar mă, oare, mi-a dat la provocări. Dar așa ne pără el. Ce provocări aveți, băieți? Ce provocări aveți? Orice, ceva ușor, că la greve noi... Zi, Nona, tu ce provocări vei, na, zi ce provocări vei și faci, na. Mai pentru ei, eu nu cred că există provocări ca de care noi le jucăm. Ei joacă așa, mai serios, da? Noi suntem... Păi, și eu joc pe ce jucăm și noi doi, Nona, nu joc altceva să mă arunc în cap acum sau să fac de-alea să mă murdăresc. Facem de-astea normale, zi. Bine, tu cu idei. Păi, normal, da, da, uite, vreau să-i văd eu pe ei cum cântă cățeși cu părul, cresc cu apă în gură. Ok, și lasă ei să ne dea provocare. Eu știu pentru Dan Schwank. Stai. Și voi? Hai de,
A, pahar cu apă aveți două pahare? Avem, avem, avem. Pui pahar în cap, între doilea pahar. Da, cu apă, da, trei ori. Mâna trece pe dreapta. Mâna întinsă total, nu așa, dar întinsă. Ok. Dar noi șfam ce facem? Cântăm cățelul. Nu știu că lucrez cu apă în gură, dar o ziceți încet și gura să fie plină cu apă. Merge. Dar și când... Nu știu, o să aflăm cu mai unde spinga are părul crez. Ceva normal când sunt cu prostii? Nu, e fără prostii. Nu, 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 la mine nu îți vorbești, la băiatul ăsta nu-ți vorbești prostii, așa că... Noi nu vorbești la noi. Nu știu cu părul crez. Noi tot nu vorbim prostii, da, să-mi stau prostii. Vadim, poezia cățeluș cu părul crez fură rața din cotezi din copilărie, o știi? La mine era copilărie. La mine era copilărie, era foarte tare. Eu la șapte ani furam cărăniț. Cărăniț de la stroic furam. Lasă-te învățăm. Nu e problemă. Noi zicem, voi repetați după noi. Cățeluș cu părul crez. Fură rața din cotezi. Nu trebuie. Nu trebuie. Fură rața. Lasă-te învățăm. Haideți cu tap-tapuri, fetelor, fetele mele. Băieții ăștia doi au... Mâine la 37 se blochează contul. Lasă pe voi. Ce faci, mai îți blochează contul? Ne blochează. Mă, stai, mai că pe ăsta nici nu te am. Eu cred că e cealaltă te am. Nu știu, am patru conturi, două conturi ne blocat pe viață. Lasă pe voi. De ce ți l-a blocat? Când... La provocări. Știi, eu când am jucat prima dată cu tine, un an și vă două luni în urmă, dacă nu mă înșel, când ai îmblat cu gâsca prin toată Moldova, ți-a duce aminte. Dar tu nu ești din cantii mei mai mare. Deci cum eu era de acolo, da? Gata, ai mama. Mersi, Dorin, mersi, te pup, Dorin, te pup. Mama îmi zice de tine, eu nu știu nici cum. Salutări, mămica ta, dar... MAAAM! Da, s-am tăpă, nu-i nimeni acasă, nu vorbim așa cu mamă. Da, la tine te mult nu, hai, hai, la tine tare de mult ați s-a dus de acasă. Funghi, dar tu unde trăiești? Tot acolo, din tăticul tău. Eu știu, dar știu că ești prin centru undeva. Bă, sână mersă. Bine, mulțumesc, Sandu. Ce faci, Dorin? Ce faci, Dorin? Cu ce te lauzi, Dorin, azi? Haideți acum la ordoi. Haideți acum la ordoi. Haideți pe băieții ăștia gingași. Dia, mulțumesc. Ordoi. Acum la ordoi. Hai la ordoi. Haideți pe tine mele la ordoi. Haideți la ordoi acum. Dia, mulțumesc mult. Haideți pe ei, haideți pe ei acum la ordoi. Opa, ia prințesa lui mama. Dia, mulțumesc. Hai la ordoi. Hai la ordoi și noi, și noi, și noi. Victor, mulțumesc, Victor. Hai și noi, mersi, Dorin, mersi. Hai și noi, hai și noi, hai și noi! Mersi, Valentin, hai și noi! Ce uitați-vă, Valentin! Știi cum ați aude dacă aș trebui cu apă în gură? Bine, ai de stau mulțumesc! Ce? Știi cum ați aude? Uite așa ați aude. Dacă cântem cu apă în gură, așa ați aude. Te-ai cunoscut bucurința, Vadim. Poate l-ai văzut pe undeva. Eu te pup! Vale. Corina, iubita, mulțumesc frumos. Unde-i verșoara lui Vadim? S-o, odată o să fac bani la raș. Jana, mulțumesc. Bă, am atâta energie. De când la Scărăsnaia vin la raș? Ha? Vezi, Valentina, de cireșe. Am luat cireșe. Mersi, mulțumesc. M-am luat, da. Două zile n-am făcut provocări. Dar la cineva se răsună foarte tare. Da. Încercați să ridicați telefonul. Dar eu... Eu l-am în aer, e pus pe ăsta. Mie tot e în aer. Nu, 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 e de la... De la mine? Pun la tine, parodă. Ia pune-mă pe mult ce-ați vezi. Ia vorbit ceva tot. Te aștept, Dorin. Ce? Asta cine a primit așa? La tine. Nu, Nini a apărut. Nini arat Nini a apărut. Nini arat că la nona au venit. A, Nini tot. Alcool. Alcool. Da. Bețivu. 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 Doamna, de la tine.
Dar cum a înțeles TikTok că acolo e alcohol? Mețevo. Dar cum știi tu că acolo e băutul? Mețevo. Nu mai arăta că este zachizul. E de la... A, nu-i de la tine, punk, am uitat să scot de pe mod. A, de tot îmi pune Mețevo. Dar nu-i de la mine, de la... Nu-i de la mine. Nu, nu, asta de la pățan. Da. Asta de la... De la tine se aude așa. De la mine? Ce se aude la mine? Igor Mușuncu. Mulțumesc din suflet, George, Emilia. Mulțumesc, George, Joe, Valentina, vă pup, fetelor. Scrieți cineva încă o dată în chat poezia. Da, chiar scrieți-ne în chat poezia. Vadim, vezi că trebuie să luăm în gură. Eu știu, apărăt. Ce? Câți ani ai? Funchi, funchi. 21. Ei, ei, ești mintit. Să vrem să te ținem minte, că nu te ținem minte, adică... Ia, ascultă-i, Nona, ascultă-i. Cred să nu uiți cu părul, cred. Dar hai, faceți pe rând. Nu beam dar, nu? Nu mă dim. E ea pe în gură. Mm-hmm. Nona, să te blocheze. Ha? Nu mai arăta paharul în cadru să te blocheze. Ah, mai am un cont, și eu. Cine e primul cont? Eu, Adim sau eu? Păi dacă nu ai apă acolo! Ok. Curva! Oco, oco, colo, 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 colo. Ce unde ai citit-o? Ce-a scris-o și-a găsit-o? Eu nu știu. Gata, am găsit-o, gata. Hai. Hai, bine, găsește-o, pa. Nu, așa cum ai vorbit, ai știu, îți zăpălești, dar asta e. Mie a fost foarte greu să o fac. La Jilica! Asta a fost doar din cazuri. Eu înțeleg toate chestiile astea. După paesul tău ăsta, la Jilica! Zi, Nona! A. Zi! Hai, zi! Mie mi-e frică pentru de paharul meu. Mie mi-e frică să joc cu ei la provocări, sincer. Nu trebuie! Funghi! Dar în cap la voi rămâne. La voi dau cu favor. Și pentru voi ce? Păi zi tu! Ne uităm cum voi faceți cu paharul. Ceva foarte... Ce faceți cu ei cu paharul? Hai! Cu mâna dreaptă? Am înțeles că provocările nu trebuie. De scuia! O, vorbești urât! Dumne, dumne! Stai că ai mie nu te-ați înțeleg. Opa!
Azi ești cu care? Cu mâna dreaptă așa și așa? Da, ai 18 ani. Eu? Da. Am 31. Arată buletin. Da? Arată buletin. Scrieți. Mai bine să scurs. Dați, dați, scrieți mai mult credit repede. Hai să facem și noi. Aceeași provocare, toți aceeași provocare. Merge? Da, nimeni nu pleacă, jucăm mult. Cum? Jucăm mult, nimeni nu pleacă, hai să jucăm. Adică jucăm mult timp, nu, noi jucăm maximum 3 jocuri, de fel. Da, ok, încă 3 jocuri, bine. Nu, că doar rămas punchi, nu știu că hitră jocul. Tap-tapuri, tap-tapuri, fetelor, tap-tapuri. Imediat, stați cu Diana, poate Diana are mai multă priză. Dar tu îți faci unghiile acum. A? Îți faci unghiile acum. Peste 20 minute poți să jucăm, ați găsat patrulea să jucăm joscă. Dacă ai tu pe a patrulea, jucăm joscă. Cu cine vorbești? Cu mare. Super. Da, sunt apă. Da, eu sunt apă. Da, sunt apă. Alo, nu, n-avertiz, mi-a dat. Ăștia patrulea, să nu întindem. Mă scuzați, la mine sunt minus 150 de oameni din cauza la avertismentul meu și cred că și voi aveți diferit, dar îmi cer scuze. Da, și la mine a scăzut. Eu am blocat și gata. Dar tu trăiești în România, da? Eu? Da. Nu, eu trăiesc în Moldova, dar îți vine pe la sora mea în Italia. Nu, dar adică vorbesc în România. Audiența e așa, pentru că am fost la emisiune în România și majoritatea, adică jumătate din... A, dar eu te-am văzut la România, Polia Ciudesă ai fost, nu? Da. Da, e că m-am încurcat, urăi tu. La Casa Imperii, Vadim, am fost Polia Ciudesă. Dimineața, nu? Da, blin. Ca să fie bine. Mai știu ce era, asta nu era ghenie. Ia... Nu știu și asta. Hai, Funky. Funky nu arăta așa ceva, Funky. Nu, ia poate are vibratorul. Da, bagă telefonul, că... Că tare el ar merge ți-o dat versiment, nu ni asta de un... Ok, hai, Funky, dar tu dacă nu-l ții așa, dar pui așa... Eu să-mi dai tu, pisița. Salut! Salut! Tu, o săptămână ești băiat, o săptămână poate? Da, facem cu schimbul. Farki, tu cu care ți-o iei hărții mai udobnă? Cu mâna dreaptă mi-e mai udobnă. Nu, dar ți-o iei hărții. Ești stângaș. Lati. Păi nu știu, ne-am putut găile. Biele, măi zi. Biele. Dar stai răspundă, mai zi, că dat două zile blocă, tu vei. Ce? Nu știu, că dat două zile blocă, tu vei. La fum? Hai, deci că te-ai venit George Jomu, cum ai zis? Fără de recent, da, cu bani. Îmi bag cum în dinții. Cu cine îți vrea așa, Sorine? Sunt bine, da, am avut avertisment și spus că sunt foarte mult live. Nu mai tăpați, iubiată, că n-aveți nevoie, nu? Mulțumesc. Băi, nu-mi găsesc țigările, ți-mi bag. Am avertisment și eu nu mai zic. Păi nu-mi găsesc țigările, nu ești de mință, mă, și nu mai am.
George, ce mă mulțumesc! Mai mult tap-tap-ul! Uitați-vă cu deodată să vede diferența. Sunt început, Loredana, invita, mulțumesc frumos. Eu am ursul. Ursul? Aveți grijă pe final, vă rog. Spre final, zitele mele. Da, nu e nimic, Gabriela. Nu, vreau. Știi care se duce acolo în urmă? Da, am puțin treabă. Cam mult. Cu părul într-un cap, ei ne lor le-ar sta mai bine decât nouă. Da! Noi după asta avem de uscat părul, tăi, pii... Eu dacă când dau cu apă, așa sta, mă, trea... Haideți acum, Zina, mulțumesc! Stați, mulțumesc! Uite, unde-o cu... Vor? A, eu trebuie! Mulțumesc! Mulțumesc, Stefania! Loredana, mulțumesc pentru că... Mulțumesc frumos! Jordi, ciao! Yeee! Păi, nu-mi faci să pierzim! Ce? Nu-mi faci să pierzim! Eu sunt ceva! Am emoții sincer, eu ja. Stai că am da, putut mai bine! 1-0! Sper să... Bună doi din trei la așa! Haideți, ce trebuie să faceți? Nu, dar 1-0! 1-0! Ce mai începeți cu 2 din 3 și 4 din 5? 2 din 3 de 4 din 5? Mă, hai să avem și provocări să este nebuni. Noi și să mă dăm la oameni de astea care fac și provocări. 2 din 3. Nu. Dacă îți spun că așa e, 2 din 3 numai. Dar cum dacă ți-a luat cu părul că ți-ați făcut-o din prima și acum am văzut de 2 din 3. Era de încălzire, dar asta e 2 din 3. Noi, ca de exemplu, dacă jocul soție, noi facem mințul și pe da, așa lui. În Moldova se joacă numai 2 din 3. Mai funchi, haideți, provocare. Eu înțeleg, dacă faceți provocări din alea turbate, care trebuie să arunci televizorul de pe criș, sau să îmbi cu rața sau cu găina, nu știu, de pe apă unii. Apă în cap, cât durere când chică apă în cap, doare capul, e greu. Hai, mai vadim. Nu te pe 2 din 3 în greu. Bine că ai găsit ce exemple să dai cu televizorul, cu... Te-ai cumpărat altul. Nu! Nu! De ce mai spui, dar nu! Dar eu sunt un băiat care se prinde cu băiat aia și spune... Da! Bun! Hai că e bun! Am canciu cu mine. Așa. Ca reclamă, știi când dai păr? Avea un păr de vreo 4 cm. Tot pe live soraș, tot pe cap. Ce? Cum ești silioncă în limba română? Da, sper să... Știți, este un medicament verde care el să te dai pe bubișoare. Cum se numește ăla? În România. Vadim, bă, Vadim, dar stai că l-ai scris așa cu noi. Băi, am fost de scurt, chestii de-asta, tot în provocări. Am fost de scurt, cum nu te fac. Vadim, păi stai, scris aici cu noi. Și scurt. Hai, da-te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 
mie, l-aș văzut luna. Hai, Fațan, că ne... Mai de... Păi, că ne-am făcut-o. La ce jucăm? Mai avem încă două meciuri. Zilioncă, da. Vadim nu și-a făcut provocarea. Până când Vadim își șofoașe, Vadim își schișe în racovine. La ce jucăm? Nu mai jucăm. Nu, că tu te uiți în oglindă, mă! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Și nu, nu, nu! Nu, și nu! Și nu! Nu, n-am oglindă, pare! Nu, te schimb! Și că tot putem să facem lucrul ăsta, păi așa cum trebuie, nu
Vadim. Întoarceți Vadim la noi. Nu, și drept înainte te uiți, nu la agenda. O faci că te deșteptă. Hai. Nu în oglindă, nu te uita în oglindă. Nu te uiți în oglindă, Vadim. Dar nu se consideră. Dar să spune asta pe mine. Și mâna întinsă. Bă, Vadim, m-am gândit la o provocare. Dar poate să terminați apă în frază. Te închipui să faci în provocarea asta cu un pahar, numai că nu se dea pune închis la ta. Eu sunt de acord. Ești de acord, e tot așa. La ce jucăm? E la ta în pahar. Hai, ce jucăm? Hai, de care? Ce? E ultimul. Hai, da. Pe ce? Dată în joc, joacă până la urmă. Este vorba și aia, da? Dacă vreți să noi rămâne asta cu apa. Nu! Nu! Zici, ce se vreau? Vă facem o cruce? Da. Aveți ce? Curia. Fiți atenți. Ce să facem noi? Aveți curia. Da. Da. Nu faci să curia să faci curia. Cum e? Și mă, sunt mazochiste sau și... Gen, sunt apă de aia așa și una așa, nu? Și voi, da, merge, faci, nu, da? Așa, pac, pac. Faci? Nu e voie. Faci, nu, da? Faci. Ce? Bine, greu. Și voi voastră locuri. Asta-i prea dură. Zoi se închide pe ochi și la gură. Vrei să-l scoatem brize? La 2000 de puncte. Îl facem, dar la... Nu știu, rupă martoză, să nu facem cu curalul o cruși. Facem noi 2000 de puncte. Da, aveți cuier unde puni hrainile. Nu. Nu, aici n-avem, nu, de ce? Așa. Da, dacă n-am zis, nu mai ai spus, băi. Să-ți pui chiloț în cuier sau ce vrei să faci? Bun, stai că am închis în jos, m-am gândit. Dacă n-aveți cuier, aici sus la ușă, la post, da? Închideți așa, vedeți pe scaun, cu partea asta de la maiou, o aminat sus. Să împingi scaunul. Da, da, scaunul. Da, nu mai provocări de astea dure. Mă, dar voi pe ce lume trăiți? Pe mamă, țară, mă, la cinci. Cocktail vă place, colegi, cocktail vă place. Eu vreau să vă fac un cocktail. Cui cocktail vă hățiți n-am zelăți? Oțet, uloi. Ok, asta eu fac pentru că eu am mai făcut-o. Sunt 5 pahari. Uloi, fere. Și ceva mai nes, mantenă, ceva de este. Măi, tu nu ne putăie tu pe noi cu așa cu care joci de pe chizdăra veche, nu știu, de pe unii. Noi suntem oameni normali care facem niște provocări cu bun simț și cu voi. Dar bun simț. Tu ai ceva împotrivă la Azerbaijan? Ai vrut să zici că e slevă ceva, da? Nu, așa e slebune, așa e când joacă, nu e slebune. Așa e înțeles. Așa e înțeles că e slebune. Nu. Te rege în Azerbaijan, tu așa ai zis? Nu, eu respect pe el și acum că joacă, așa e slebune. Ești rasistă? Foarte rasistă, da. Doamne, uleac și de fașism am auzit de asta în glasul ei, așa. Am auzit ceva cu fașism? Nu pot cu Azerbaijan sau cu Uzbek. Mâncăm, cine pierde, mănâncă o ceapă, merge? Da. Dar n-am ceapă. Bine, strică o cartoafă de podea, pune fere, strâc cu fruntea o cartoafă. Și cu voi, măi, uite-te cum se ferea. Adică, eu te înțeleg că tu poți să o faci din două, trei ori, dar noi
Nu prea cred. Noi, dacă prima dată, prea ce să ne dezbatem capul? Bine, dar răbiți cocktail. Oțet, uloi, fere. Eu la așa provocări nu joc, eu cu minimă respect. Ascultați, dacă perdeți, puneți apă cu șampun în gură, nu beți. Puneți apă cu șampun în gură, vă puneți pe spate așa. Dar fără oprire, un minut fără oprire, stai. Da, și vomit. Nu vomit, să ascultă multe, multe, multe. Dar nu ți-e rău, aici nu-i nici rău. Faci doar baloane de este și rău. Tak, eu provocările astea voastre sunt prea jostie, dacă ce să n-ai pentru mine, nu. Nici eu nu ești. Pe fere dansați? Pe fere am dansat, ne-a rupt mâna, aproape ne-a rupt mâna, așa că nu mai vreau să joc pe fere. Și nu ți-ai rupt-o până la urmă? De s-o rog, până la urmă. Cred că trebuie să mă rog, mai am vacanță, mai și știu. Primești intoxicație, se zice, de la chestiile astea. Rachiu aveți? Ne închide contul. Rachiu aveți? Am, nu e rachiu, dar e un fel de... care să beau shorturi. Și? Zi de numire. Italiană, cu cafea ceva gustos. Dar eu bun amaretto ceva, da? De asta de două. Nu merge. Nu pot. Eu știu. Ouă aveți? Pe pauză, dar să se dăm postul. Ouă aveți? Avem. Aruncați un sus, ou și-l prindeți cu cuplul. Băi, s-a de unii băgânteile, să sperați cum am... Băi, Vadim. Bun. Da, faci masa, noi închidem acum live-ul, mă ducem fiecare în drumul lor, pentru că pentru mine tot ce îți propuneți, mă fi tot ce îți propuneți. Avem o provocare de jucă. Avem un merg. Tot ce îți voi propuneți, inacceptabil. La ce te-aș trăiești? Să picați pământ acum. Super, scoți spatul în drum. Ce se scoate? Mă fost. Într-o la sau de fie cum așa e cu toată lupa. Adria Gostinci a primit univers. Bine. Te învălește în pierdică și sari jos, o rupi. Da, da. Te învălește în trânsă și te dai jos, o rupi. Păi eu sunt măscuție, nu sunt la mine acasă. Păi oamenii mă să pui după înapoi. Reveniți-vă la normal. Dacă pierzi, am până de acasă. Bine, pastă de din Săvet? Pastă de din Săvet? Da. Șapă aveți? Șapă sau ceapă? Ceapă, ceapă. Da, eu am. Nu, că tu ai? Eu am. Nu, încă tu ai șapă? Da. Gheață aveți? Un cup de gheață. Da, cred că da. Cup de gheață este? Eu nu am cup de gheață, nu. Am pasă de din și ceapă. Aia, să vedeam, că voi vreți să mă văd așa, da? Nu. A, mâncat o șapă, o rug, nu o mânghițiți, o mâncat jumătate de minută tare. Stuchiți șapă și vă puneți plină gură cu pastă de dinți și rugumați pastă de dinți. După o scuipați. Nu mâncați, nu vă otrăviți, nu-i nimic așa și așa. Rugăm și apă jumătate de minut după asta, rugăm pastă dinți încă jumătate de minut. Dar o rugăm. Eu o fac, dacă veți, hai și gata. Eu nu fac mai și cu tine. A, bine. Aici așa. Ședeam și noi așa. Păi, dar noi acum stăm și voi hotărâm în provocările. Bun, dar și de greu de mâncat și apă după asta, după asta, din stu... Măi, ai după și speri, hai că nu știu ce expert, după și speri dinții când bei apă, simți un efect. Când mănânci, se schimbă gustul după și speri dinții. Așa și cu șapa, și cu voi, măi. Eu, măi, am trezajorul de azi, nu am 18 ani ca să-mi zici, nu. Sunt sigură că e un efect care nu e ok.
Eu și Ion să ies, gata. Și la... Provocări de genul. Băieții sunt uși pe treabă, ce-ai? Nu suntem. A, o secundă.